Este forfotă mare în piețe, oamenii au început deja să cumpere alimentele pentru masa de Crăciun. Ca de fiecare dată, românul își dorește o masă cu de toate, chiar dacă asta înseamnă că după Crăciun va arunca foarte multă mâncare. Sunt însă și oameni care preferă să cumpere mai puțin, pentru că prețurile au crescut cu 20% față de anul trecut. Mulți dintre ei nu-și mai permit să aibă o masă bogată. Sarmalele, salata de băf, cârnații și șoriciul sunt doar o parte dintre preparatele pe care românii vor să le aibă pe masa de Crăciun. Mulți dintre ei deja și-au cumpărat alimentele de teama că nu vor mai găsi tot ce le trebuie în apropierea sărbătorilor. Mesele bogate cu prea multă mâncare deja au devenit o tradiție. Cât se poate de tot. Nu-i în fiecare zi Crăciun. Vine și anul nou, facem pe toate grămadă. Așa e obiceiul, domnișor. Știți, e cineva care are masa goală. De copilărie, da. Cei care acum cumpără prea multe alimente au copilărit în vremea comunismului, atunci când părinții lor nu aveau bani pentru masa de Crăciun. Această vorbă, să apucăm, să luăm, asta este mai degrabă din cauza unui reflex din comunism, când oamenii stăteau la cozi și era o adevărată disperare. Dar peste asta s-a suprapus un element de tip capitalist, și anume competiția între oameni, ambițiile. Omului se pare că dacă fură startul, dacă începe mai devreme decât alții, o să fie avantajat. Oamenii care își fac de pe acum cumpărăturile vor să se asigure că își găsesc toate alimentele necesare în piețe și supermarketuri. Există într-adevăr și un element anxios, adică o frică de faptul că ar putea să rămână descoperiți. Este un reflex al popoarelor sărace. Statisticile arată că 61% dintre români au început să-și planifice cumpărăturile pentru sărbătorile de iarnă încă din octombrie. Provenim într-o cultură a nevoilor, a nevoii. Și atunci avea masa plină este în primul rând un semn al faptului că ne este bine. Avem această tradiție a familiei, a petrecerii timpului împreună de sărbători și de fiecare dată mâncarea este un lucru, mâncarea, băutura sunt lucruri importante pentru aceste momente. Sunt însă și oameni care își doresc să aibă o masă bogată, dar nu își permit. Față de anul trecut, prețul alimentelor de bază a crescut cu 20% și cele tradiționale s-au scumpit. Un kilogram de carne de porc costă în jur de 24 de lei, iar unul de cotlet 26. Pentru coșul de sărbători, un om plătește în jur de 500 de lei. Bătrânii, în special, nu își permit să-și cumpere din pensia lor mică toate produsele de care au nevoie. Mai nimic că nu e bani, mămic. Una. Dar dacă ați avea bani? Aș lua și eu o bucățică de carne, dacă aș avea. Dar pe ce să iau? Veți avea masa îmbelșugată? Să sperăm. Poate mai mă ajută copii. Să sperăm. Aș cumpăra mai mult. Ce? Să pot să fac orice. Acum mă uit mai mult după ce e mai ieftin. În perioada sărbătorilor, un român cumpără în medie 7 kg de mâncare. În total, la gunoi ajung 6.000 de tone de mâncare.